Mergem un pas mai departe în studiul nostru din a doua epistolă către Corinteni. Cu ajutorul Domnului am ajuns la capitolul 4, pe care îl vom studia în întregime astăzi, cu precizarea că lucrurile pe care le vedem în această epistolă sunt nu doar lucruri istorice legate de viața lui Pavel, ci foarte actuale legate de viața noastră: Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Și sunt foarte multe lucruri pe care parcă niciodată nu le-am văzut atât de clar. Sigur că le văzusem, dar pe măsură ce avansezi în cunoașterea lui Dumnezeu și a scripturilor, încep să vezi mai clar adevărul lui Dumnezeu și cred că avem multe de învățat din fiecare dintre aceste capitole, așadar cu ajutorul lui Dumnezeu să avem toată atenția și să primim cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-l dă el. Începem cu primele două versete. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și slujba de care vorbește aici Apostolul Pavel poate să aibă două aspecte. În primul rând, cel pe care l-am văzut în capitolul anterior, al intrării noastre ca preoți în prezența lui Dumnezeu. Era o slujbă pe care o făceau preoții, în mod special marele preot care intra până în locul prea sfânt. Ceilalți preoți puteau să intre doar până în locul sfânt. Și ni s-a arătat foarte clar în capitolul 3 că noi, în calitatea aceasta de preoți, putem să ne apropiem de Dumnezeu. Și este o slujbă duhovnicească pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi. Însă de cealaltă parte poate să se refere și de fapt cred că în context la aceasta se referă în mod special la vestirea Evangheliei, slujba de a vesti Evanghelia pe care o aveau în mod special apostolii și la care se referă Pavel atunci când spune în primul verset, așa cum am citit, că după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Și expresia aceasta are semnificația că ei continuau chiar și atunci când le era greu. Ei nu renunțau, nu dădeau înapoi. Această expresie nu se referă doar la oboseala fizică, la consumul, epuizarea pe care le aduce slujba de vestire a Evangheliei, mai ales în forma în care o făceau apostolii care mergeau din loc în loc. Mii de kilometri a parcurs apostolul Pavel în călătoriile sale misionare, a fost supus prigoanei aproape în mod constant și vom vedea Că el la un moment dat enumeră toate suferințele pe care le-a avut pentru Evanghelie, iar aici afirmă foarte clar, noi nu cădem de oboseală, nu renunțăm, nu vrem să ne lăsăm duși înapoi în viața aceasta pe care el o avusese înainte, o viață religioasă, dar fără niciun fel de dedicare în slujba lui Dumnezeu. Iată, apostolii erau oameni care vesteau Evanghelia în ciuda tuturor adversităților la care făceau față. În versetul 2 se face iarăși o aluzie la ceea ce practicau falși apostoli, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșuc și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce făceau toți apostolii aceștia mincinoși, cei care veniseră în mod special din Iudea, aveau meșteșugiri sau strategii foarte bine alcătuite, dar de care Pavel spune că ar trebui să le fie rușine, lucrurile acestea prin care căutau să-i tragă de partea lor pe ucenicii Domnului, umblau cu vicleșug și stricau cuvântul lui Dumnezeu. Și am spus și data trecută, nu că ei n-ar fi predicat din cuvânt, numai că îl amestecau. Era un cuvânt alterat. Era foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu, dar e de ajuns să pui o cantitate mică de o travă și dintr-o dată totul devine toxic, devine veninos a strica cuvântul lui Dumnezeu în cazul acesta se referă la adăugarea perceptelor legii Vechiului Testament și a obiceiurilor tradiției iudaice. Iar în contrast cu aceștia, Pavel spune, noi nu facem așa. Noi nu avem niște meșteșugiri, nu ne gândim cum să-i prindem pe oameni de partea noastră, ce strategii să avem să-i strângem pe toți, să-i ținem ocupați, să le dăm slujbe, cum se face astăzi, să-i implicăm în ceva ca să-i avem acolo în adunare. Nu așa se vestea Evanghelia. Pavel spune noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, îl predicăm așa cum este și vrem să slujim lui Dumnezeu până la capăt, fără să dăm înapoi. Ci prin arătarea adevărului în a doua parte a versetului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Dacă este cineva cu un cuget curat ne va primi, pentru că arătăm adevărul. Iar omul care vrea să trăiască în curăție și va da seama că acesta e adevărul și îl va primi. Cel care vrea să se complacă în păcatele lui, sigur, se va duce după apostolii aceștia falși, care există foarte mult și în zilele noastre, oameni care au tot felul de strategii prin care uh, să atragă mulțimile. Pavel spune, nu stricăm cuvântul, îl predicăm așa cum este și orice cuget curat înaintea lui Dumnezeu, va primi acest adevăr pentru că este din partea lui Dumnezeu. Pe de altă parte, de la versetul 3, se arată și faptul că mulți respingeau Evanghelia predicată de apostoli și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Iar aici se arată clar că adevărul lui Dumnezeu este acoperit, adică este neînțeles de cei care aleg să continue în calea aceasta a pierzării, care nu vor să-și pună viața în rânduială în acord cu cuvântul Domnului. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, aceasta pentru că ei au ales să meargă pe calea pierzării. Pentru unii, pentru cei care iubesc păcatul și vor să meargă până la capăt pe calea pierzării. Și bineînțeles în versetul 4 se vede clar că este vorba și de o implicare a Dumnezeului veacului acestuia. Cine e Dumnezeul veacului acestuia și al acelui și al acestuia din prezent? Este vorba de diavolul de satana care a acoperit Evanghelia și continuă să o acopere pentru cei care se lasă duși în înșelare. Dragii mei, dacă oamenii vor să scape de sub puterea celui rău, este foarte simplu, ei pot să aleagă să asculte adevărul lui Dumnezeu și să-L urmeze, să primească Evanghelia. Evanghelia se primește cu o pocăință reală, ceea ce înseamnă renunțarea la păcat, nu doar a părea rău, ci a renunța a face lucrurile bine și a urma pe Domnul. Cei care ajung să trăiască astfel, Văd strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Văd slava lui Dumnezeu reflectată în persoana Domnului Isus și vin la lumină. Ceilalți nu văd nimic. Pentru ei Evanghelia este acoperită, este neînțeleasă și Domnul Isus a spus că este o chestiune de voință. Dacă vrea cineva să primească într-adevăr cuvântul său, atunci va ajunge și să cunoască. Așa cum le-a spus în timpul lucrării sale publice iudeilor, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și observați, încă o dată, accentul este pe a vrea. Nu că oamenii au fost acoperiți, mintea lor a fost acoperită de Dumnezeul veacului acestuia, fără voința lor. Domnul spune clar, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască adevărul Evangheliei. Și la fel este până astăzi și până la sfârșit va fi așa. Cine vrea să facă voia lui Dumnezeu va ajunge să cunoască. Ceilalți care iubesc păcatul și merg pe calea pierzării, așa vor, așa au ales, și bineînțeles că efectul asupra minților este acoperirea adevărului lui Dumnezeu, în așa fel încât ei nu îl înțeleg, pentru că au ales așa. De aceea, încă o dată, accentul este pe voința liberă, așa cum a spus Domnul, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu. E alegerea ta, vrei să faci voia lui Dumnezeu, Evanghelia îți va descoperi calea nu vrei să faci voia Domnului, vei rămâne sub influența celui rău și mintea ta va deveni din ce în ce mai întunecată. Oamenii care resping Evanghelia, să știți, lucrul acesta are efect asupra inimilor. Inima se împietrește. Din ce în ce mai greu poți să înțeleagă. Dacă la început tot mai înțelegeau ceva, la un moment dat, după ce au ascultat-o în mod repetat și au respins-o, parcă nu mai înțeleg nimic și nu te mai înțelegi cu ei. Este, repet, alegerea lor. Nu-i Dumnezeu vinovat pentru că oamenii nu vor să asculte și nici nu pot arunca vina pe cel rău. Satana își face lucrarea, însă nu are acces în inima omului fără ca omul să-i deschidă ușa, fără ca el să accepte. În acest context, Pavel spune, noi vestim Evanghelia, o facem în toată curăția, vrem să ajungem la cugetele oamenilor, nu stricăm cuvântul, mergem drept și ne dă în felul acesta un exemplu foarte clar cum ar trebui să fie un slujitor al lui Dumnezeu, Până în vremea aceasta din urmă. Și ca un punct culminant al descrierii unui slujitor adevărat, este versetul 5: Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voștri pentru Isus. Și stai puțin și te gândești, da, chiar este cineva sau a fost care să se predice pe El însuși? Nu, în mod direct nimeni nu se predică pe el însuși, dar mulți se folosesc de numele Domnului Iisus, de predicarea Evangheliei pentru a se scoate pe ei în evidență. Nu se vede foarte clar și astăzi. Câți oameni nu folosesc numele Domnului ca pe o trambulină? Vestirea Evangheliei, semnele vremurilor, venirea Domnului Iisus, evenimentele profetice, totul este pentru a se scoate în evidență. Cât de clar se vede astăzi. Acest lucru mai clar ca în vremea de atunci, însă aspectul acesta nu e ceva nou. Exista din vremea Apostolilor și spune Pavel: De aceea, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, cum făceau ei, cum făceau Apostolii mincinoși. Noi îl vestim pe Domnul, îl propovăduim pe Domnul și observați ce frumos vorbește el despre Domnul. Noi îl vestim pe Domnul Hristos Isus. Iată ce frumoasă formulare atunci când vorbește despre obiectul Evangheliei, despre persoana Domnului Isus. Pentru aceasta, noi suntem robii voștri în Domnul Isus, facem lucrul acesta pentru Isus, dar ne facem slujitorii voștri în așa fel încât să aveți și voi viața veșnică și să mergeți pe calea lui Dumnezeu. Și nu ai cum să nu te întrebi cât de mare este înșelarea și în zilele noastre, dacă atunci era așa de mare, și Pavel are nevoie să le spună corintenilor, faceți puțin diferența, uitați-vă la oamenii aceia care se predică pe ei înșiși, se scot în evidență și faceți diferența față de adevărați apostoli, de Pavel și Timotei și ceilalți, care nu se propovăduiau pe ei înșiși și nu căutau să se folosească de credință sau de numele Domnului Iisus ca să iasă ei în evidență, ci îl vesteau pe Domnul, îl scoteau pe el în evidență, îi aduceau pe oameni la Domnul, nu la ei înșiși, în contrast cu acești slujitori falși cât de mulți sunt și astăzi și cât uh, alergă oamenii aceștia după faimă, după aprecierile și recunoașterea cât mai multor oameni pe care continuă să-i țină în întuneric. Ce trist că omul uh, nu-și dă seama, pentru că nu alege să-și dea seama cât de înșelat este atunci când se duce în urma unui învățător așa strălucit. Apostolii aceștia erau nespus de aleși, spunea Pavel în mod ironic de la versetul 6, citim în continuare, căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște base de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și în prima parte a versetului 6 este un citat din Geneza. Dumnezeu care a spus în prima zi a creației să fie lumină să lumineze lumina din întuneric. Și Pavel folosește această imagine reală, ce a avut loc în timpul creației, pentru o realitate spirituală. Spune că în același fel Dumnezeu ne-a luminat și inimile. Atunci când noi ne deschidem inima, el spune aceleași cuvinte, să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, în primul rând lor, apostolilor, dar și creștinilor din Corint, ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. Încă o dată, Observație, vorba de slava lui Dumnezeu, manifestată prin evanghelie, unde se vede slava lui Dumnezeu în Noul Testament pe fața Domnului Isus Hristos, în persoana Domnului Isus. Vă aduceți aminte că l-a întrebat unul din ucenici pe Domnul cum ar putea să-l cunoască pe tatăl? Și domnul i-a răspuns, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut. Nu știi că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe tatăl. Nu crezi tu? Credeți măcar pentru lucrurile acestea, pentru minunile acestea, le spunea ucenicilor săi. Așadar, slava lui Dumnezeu se vede în persoana Domnului Isus și Pavel vorbește despre această esență a Evangheliei, care este persoana Domnului pe fața căruia s-a văzut slava Tatălui, așa cum spunea Apostolul Ioan încă de la începutul Evangheliei sale, că a văzut slava aceasta în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Isus Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă ca slava singurului născut din Tatăl. Iată Evanghelia cu ce începe, Ioan capitolul 1, versetul 14 oamenii care au trăit în apropierea Domnului Isus au putut să vadă slava lui Dumnezeu reflectată pe fața Domnului Isus și acolo trebuie să ajungem și noi înaintea Domnului, unde putem vedea slava lui Dumnezeu. Acolo este locul preasfânt în care trebuie să intrăm la tronul de domnie al Domnului Iisus, cel care se află în locul preasfânt înaintea lui Dumnezeu, ca mare preot mijlocim pentru noi, în adevăratul locaș de închinare din ceruri. Nu intrăm acum în detalii pe acest subiect pentru că am mai vorbit și data trecută. Dar ne uităm la versetul 7 unde Pavel vorbește despre o comoară purtată în niște vase de lut pe care ei o aveau în inimile lor și spune că această putere nemaipomenită este de la Dumnezeu. Și sigur, în context pare a fi o referire în primul rând la Evanghelie care are puterea aceasta manifestată a lui Dumnezeu de a-l scoate pe om din toate robiile lui. Și le spunea romanilor că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi și a grecului, este puterea de a i elibera vieți, de a-l scoate pe om din întuneric la lumină, din orice robie, din orice sclavie, de a-l face o persoană nouă. Însă, cred că mai degrabă este vorba de puterea pe care o aveau apostolii în inimile lor, în vasele de lut, adică în corpurile acestea trecătoare, și în această idee te duce cu gândul la persoana Duhului Sfânt. Eu așa am înțeles încă de la început acest text, pentru că se spune despre o putere nemaipomenită. Iar Domnul Isus le-a făgăduit ucenicilor după înviere că vor primi o putere când va veni Duhul Sfânt ca să fie martori în Ierusalim, în Iudeea și până la marginile pământului. Iar această putere nu e a lor, nu este a noastră, ci vine de la Dumnezeu. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi este puterea care vine prin Duhul Sfânt în viețile noastre, chiar dacă în afară avem niște vase de lut. Și dacă îl vedeai pe Pavel în exterior, nu puteai să face aprecieri extraordinare, nu era nici impunător, nici ceva deosebit să se vadă în persoana sa. Ceea ce îl făcea cu totul și cu totul special era această putere nemaipomenită pe care o avea în vasul său de lut, în inima sa, în corpul său omenesc. Apoi Pavel trece la o primă scurtă prezentare a suferințelor sale, despre care unii credeau că ar fi semnul că nu s-ar afla sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De la versetul 8, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare. În grea cumpână, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Și iată, o primă enumerare a suferințelor apostolului, versetele 8 și 9, spune el încolțit în toate chipurile, în grea cumpănă, prigonit, trântit jos, chiar fizic, dar și uneori psihic, sufletește. Ajungi să fii zdrobit de povara pe care o porți, dar, spune Pavel, până la un punct. Suntem încolțiți, dar nu la stânturare. Suntem în grea cumpănă, dar nu desnădăjdiți toate lucrurile acestea, dragii mei, toate suferințele, Pavel spune, au o limită. Dumnezeu le îngăduie în viața slujitorilor săi, dar nu dincolo de o anumită limită. Chiar dacă suntem încolțiți, totuși, nu la strânturare. Chiar dacă ne aflăm în cumpănă, totuși, nu suntem deznădăjduiți. Prigoniți, dar împreună cu Domnul. Nu părăsiți de Domnul. Trântiți jos, dar Dumnezeu încă nu îngăduise să fie ucis. Ideea desprinsă de aici este că Domnul îngăduie atâta suferință în viața unui slujitor al său cât să-l țină dependent de El, și să nu ajungă să se încreadă în sine însuși în propriile puteri. Iar versetul 10 vorbește despre un lucru de o și mai mare importanță. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, sau uh, moartea sa, pentru ca și viața lui Sus să se arate în trupul nostru. Și aici, dragii mei, cred că se referă la moartea Domnului Isus, nu cea fizică, fiindcă spune Pavel în context că încă nu a fost omorât nici el, nici ceilalți, suntem trântiți jos, suntem prigoniți, dar nu omorâți. Iar apoi, imediat vorbește de o moarte, în sensul acesta al despărțirii totale de lume și de păcat. Purtăm moartea aceasta față de lume. În fiecare zi murim față de lume, față de păcat, pentru ca și viața a Domnului Isus să se arate noi. Cum era Domnul față de lumea în care trăia? Cu totul mort. Lumea nu avea nimic în el, nici cel rău, stăpânitorul lumii acestea Nu era nicio legătură între el și lume, iar Apostolul Pavel spune, la fel și noi trăim în lumea aceasta morți față de ea și purtăm omorârea Domnului Isus în fiecare zi în trupul nostru pentru ca și viața Domnului Isus să se arate în trupul nostru. Ideea de viață care vine din moarte se continuă în versetul 11, căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Deja, cred că aici lucrurile devin și mai profunde la nivel spiritual și nu cred că putem avea pretenția de a înțelege tot ce a vrut să spună Pavel. Trebuie să trești așa ceva ca să înțelegi și mi amintesc ca ai spun ca o paranteză că atunci când eram în Peru și am citit această epistolă a doua către Corinteni, dintr-o dată am văzut-o într-o nouă lumină pentru că multe din lucrurile care îi se întâmplaseră apostolului le trăiam atunci în prezent și astăzi pot să spun că mă identific cu multe din lucrurile acestea și am vrea să ne identificăm pentru că, dacă vrem ca viața Domnului Isus să se manifeste în noi, trebuie să fie o moarte față de lume, față de dorințele noastre, față de scopurile noastre și vom discuta în final despre acest lucru. Dar, în versetele acestea 11 și 12, când spune Pavel că suntem totdeauna dați la moarte din pricina lui Isus, sigur, poate să fie o referire și la prigoană, pentru că sentința de moarte era asupra lor, dar mai degrabă cred că ține de latura spirituală, de ceea ce a spus Domnul Isus încă de la început. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ce înseamnă să ții iei crucea în fiecare zi? Nu să-ți atârni crucea de gât sau să o pui pe o șapcă, cum face un comicar de-al nostru în țară care se vrea și politician, nu așa ceva ridicol, penibil, care strânește râsul, ci a lua crucea în fiecare zi, înseamnă a muri față de tot ceea ce trupul tău și firea ta pământească dorește din lumea în care trăiești. Dacă voiește cineva să vină după mine, să fie pregătit să moară în fiecare zi. Crucea înseamnă moarte. Nu rană, nu doar o parte de suferință, ci moarte. Crucea simbolizează moartea. Noi spunem, fiecare din cei care vor să-L urmeze pe Domnul să se aștepte să sufere. Și la aceasta s-a referit expresia să-și ia crucea în fiecare zi. Dar crucea nu înseamnă doar suferință, înseamnă, în primul rând, moarte. Crucea era un obiect și de tortură pe care sufereai, dar un obiect al morții. Și în contextul ăsta, cine mai vrea să-L urmeze pe Domnul? Când ți se pune înainte perspectiva faptului că vei muri în fiecare zi, Față de tot ce lumesc, față de tot ce-i firesc, față de tot ce-i natural din inima ta? Vrei să-l mai urmezi pe Domnul? Alegerea a fiecăruia. Însă, el a fost foarte onest. Domnul Isus predica adevărul în așa fel încât fiecare cuge să-l accepte sau să-l respingă. Însă, el spunea de la început celor care voiau să-l urmeze, dacă voiește cineva să vină după mine. Și iarăși zic, accentul pe voință. Unii spun nu-i voință cei din latura calvinistă. Nu există voință. Iar Domnul spune, dacă voiește, dacă vrei, tu trebuie să vrei. Nu te lovește Dumnezeu așa irezistibil. Domnul a spus, dacă voiește cineva, atunci să fie pregătit să se lase pe sine în urmă și să se dea la moarte în fiecare zi, să fie mort față de lumea în care trăiește și așa să mă urmeze. Iar Pavel spune, revenind la versetul 11, căci noi cei vii în trup erau vii, suntem dați la moarte din pricina lui Iisus totdeauna, tot timpul. Noi murim față de lumea aceasta, noi nu avem scopuri în lumea în care trăim, noi nu vrem nimic material, noi nu așteptăm nimic, nici recunoaștere, nici faimă, nici bani, nici onoare, nimic. Noi suntem morți față de lume. De ce? Ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor și se arăta din plin. Viața Domnului Iisus se arată numai în condițiile acestea în care omul acceptă să moară față de lume, față de păcat, Altfel nu se arată viața Domnului Isus. Nu-i viață, nu-i viață, de ce? Pentru că omul nu moare față de dorințele sale naturale și lumești. Dacă nu dorește cineva să vină după Domnul, foarte bine să-și ia viața, să-și o trăiască. Însă, cine vine după Domnul trebuie să se lepede, să se nege pe El, să se lase în urmă pe El, să moară în fiecare zi și așa să-l urmeze. Acest lucru se vede și mai clar. În versetul 12, acolo unde se asociază ideea morții în fiecare zi cu cea a prețului pe care l-are de plătit fiecare slujitor al Domnului. În mod special, dragii mei, nu există această posibilitate de a-i sluji lui Dumnezeu pentru a fi tu văzut, pentru a fi tu înălțat. E clar, cine este un adevărat slujitor al Domnului, va plăti tot prețul acesta, în felul acesta, în noi, spunea Pavel, în noi apostolii, lucrează moartea. Noi în fiecare zi murim față de lume, față de uh, dorințele noastre. El nici nu a avut familie, nu a avut nimic în lumea asta. Nu înseamnă că neapărat trebuie să fie un slujitor necăsătorit, dar și ceilalți nu aveau o viață liniștită, o familie, o casă în care să stea să-și vadă de viața lor. Erau în fiecare zi sub amenințarea prigoarei și a morții. Și spune Pavel, în noi lucrează moartea iar în voi viața. Ca voi să aveți viață, noi ne-am dat în întregime viețile lui Dumnezeu. Ca voi să primiți Evanghelia. În noi lucrează moartea, în voi lucrează viața. Dacă nu există moarte din partea celui ce slujește, nu va veni nici viață în adunare. Aceasta nu i absolvă însă de responsabilitate pe cei ce alcătuiesc cu o adunare locală. Și ei trebuie să moară, să se lepede de ei înșiși, însă totul începe de la slujitorul acelei adunări. Domnul Isus însuși a spus că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Și sigur că s-a referit în primul rând la sine însuși, dar el este un exemplu. Un exemplu de viețuire și un exemplu de slujire pentru Dumnezeu. Iar el a lăsat aici un principiu pentru toți slujitorii adevărați ai Domnului. Dacă vrei să aduci rod, trebuie să mori. Nu există altă cale. Nu e vorba de moartea fizică, înțelegeți? E vorba de a muri zi de zi față de tot ce îți dorești tu din lumea aceasta. În loc de acceptare să fii dispus să primești prigoană, în loc de binecuvântări materiale să trăiești în sărăcie, în loc de multă prosperitate să fii prin multe suferințe. Iar Domnul a spus, dacă greuntele de greu nu acceptă să moară, va rămâne singur. Dar, dacă moare, aduce mult rod. Și mi-amintesc că în urmă cu 20 de ani, cum am citit această explicație prima dată în cartea lui Oswald Chambers și mi-a rămas foarte bine în minte, întipărită încă de atunci, cum este această dedicare în slujba lui Dumnezeu care nu ți-aduce ca persoană multe beneficii care nu te înalță pe tine. Sigur, va fi o răsplată pe care o va avea fiecare slujitor în ziua revenirii Domnului, dar până atunci ești chemat dacă vrei să-i slujești lui Dumnezeu, la a muri în fiecare zi pentru a aduce rod. Este acest aspect al grăuntelui de greu care moare ca să aducă rod. Sigur, primul a fost Domnul Isus și exemplul cel mai bun. El a murit în mod fizic pentru a avea noi viață, pentru a fi biserica sa, dar și noi, ca slujitori, așa cum spunea Pavel, noi suntem dați morții în fiecare zi. În noi lucrează moartea, iar în voi lucrează viața. Sper că am înțeles puțin ideea din acest text. Este foarte profundă, dar nu e imposibil de înțeles. Vom reveni în final la ce înseamnă a purta efectiv omorârea Domnului sau a muri pentru Hristos. Acum trecem la ultima parte a capitolului, de la versetul 13. Se vorbește despre valoarea imensă a credinței. Fiindcă n-ai cum să te dai la moarte dacă n-ai o credință, dacă n-ai o nădejde. Nimeni nu acceptă să facă așa ceva dacă nu știe că vine ceva înaintea lui. Că urmează slava. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Și deci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru pentru ca Harul Mare, căpătat primul, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, orice vorbire duhovnicească, orice slujire autentică acceptată de Domnul vine din credință. Apostolul Pavel ia aici un pasaj din Psalmi, îl aplică la viața sa și a celor la slujitori care vesteau Evanghelia alături de el și spune Noi am crezut și de aceea vorbim. Credem! Evanghelia, credem că există veșnicie, credem că va fi o zi în care fiecare ne vom prezenta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Iar dacă acum noi primim moartea și lucrează în noi moartea ca voi să aveți viața, știm că nu va fi la infinit așa. Pentru că va veni o zi în care Domnul va reveni. Și în versetul 14 avem deja prima referire la revenirea Domnului când Pavel spune și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Este o zi în care dacă a murit pe acest pământ va fi o înviere și vom fi împreună înaintea Domnului, la fel și voi. Toate aceste lucruri, credem în ele, ne stau înainte. Este o așteptare cu privire la revenirea Domnului, despre care vom vedea mai pe larg, detaliindu-se în prima parte a capitolului următor. Pavel își descrie așteptarea prin credință a revenirii Domnului, fiindcă ei îl așteptau pe Domnul în timpul generației lor, ceea ce facem și noi. Credem că Domnul va veni în vremea noastră pentru că, într-adevăr, mântuirea e mult mai aproape de noi decât a fost de ei. Venirea Domnului este iminentă, practic. Iar în versetul 15 avem încă o dată aceeași idee a urmăririi folosului altora, lucru pe care apostolul l-avea tot timpul în vedere în slujirea sa, căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Noi murim în fiecare zi, trăim prin credință, nu prin ceea ce se vede, nădăjduim, nu cădem de oboseală, nu renunțăm, mergem înainte, toate sunt în folosul vostru. Fiți și voi recunoscători lui Dumnezeu și nu vă lăsați duși înșelați. Cam aceasta este ideea care se desprinde din tot discursul apostolului Pavel, observați ce fin, ce bine alcătuit este textul acesta, cu siguranță inspirat de Duhul Sfânt, dar cât de atent, cât de bine alcătuită duhovnicește este toată această argumentație. Scopul ultim este ca toți cei care s-au întors la Dumnezeu și care beneficiază de slujirea apostolilor și a celor care sunt slujitori astăzi, să fie mulțumitori, să se arate recunoscători, nu să respingă slujirea, ci să o accepte mulțumirile aduse de cei credincioși aduc înaintea lui Dumnezeu slavă, îl slăvesc pe Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu. Și Pavel spune că acest lucru îl urmărește. Toată slava să nu fie asupra lui, ci asupra lui Dumnezeu. Pentru ca harul mare căpăta prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. El era mulțumit dacă ei îi mulțumeau lui Dumnezeu și îi dădeau slavă lui. Și așa este, dragii mei. Eu sunt foarte bucuros, foarte fericit când oamenii dau slavă lui Dumnezeu. Noi nu căutăm slava noastră, nu căutăm recunoaștere și acceptare. Vrem ca acest cuvânt să fie acceptat, ca oamenii să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Vreau din toată inima și eu personal ca oamenii să-L slăvească pe Dumnezeu. Degeaba facem adunare și degeaba predicăm Evanghelia. Dacă ne-am primit noi ceva din partea oamenilor, trebuie ca totul să fie pentru slava lui Dumnezeu. Și într-o trezire lucrul acesta se întâmplă. Dumnezeu este slăvit în mod deosebit atunci când este o trezire slava lui Dumnezeu se coboară. El este înălțat prin slujirea celor dedicați lui și atunci în mod special. Încă o dată spune Pavel de la versetul 16, de aceea, pentru că mergem prin credință, noi nu cădem de oboseală. Nu renunțăm, nu ne lăsăm duși de epuizarea aceasta și fizică, și uh, psihică, spirituală. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește zi de zi. Căci, întristările noastre de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Același sens al expresiei nu cădem de oboseală, nu renunțăm, continuăm în lucrare, în ciuda tuturor dificultăților, suntem dați morți în fiecare zi, chiar și așa mergem înainte, vrem ca Dumnezeu să-și primească toată slava, pentru că la sfârșit ne va da și nouă. Intrare liberă în Slava Sacerească. Iar în a doua parte a versetului 16 este o referire directă la trupul Apostolului, și spune el chiar dacă omul nostru de afară se trece. Și am studiat și eu puțin cronologia și timpul la care a fost scrisă această epistolă. Unii spun că ar fi fost anul 51, alții anul 54-55 cel târziu. Oricum, în prima perioadă a scrierii epistolelor, este printre primele epistole scrise de către Apostolul Pavel. Se pare că el a trăit undeva până spre anul 67. În momentul acela avea cel mult 50 de ani, poate puțin peste 50 de ani. Și la 50 de ani, spune Pavel, omul nostru de afară se trece. Deja simțea în trupul său epuizarea. Deja se consumase foarte mult pentru Dumnezeu mai avea de slujit Domnului, repet, cel puțin încă 10 ani, puțin peste 10 ani probabil, dar uh, la vârsta aceasta de 50 de ani de care mă apropii și eu, el spune, trupul se trece. Avea însă mulțumirea aceasta. L-am folosit pentru slava lui Dumnezeu. Dragii mei, este ca și o mașină, să spun așa, ca un autoturism. Poate să aibă o vârstă uh, relativ mică, dar dacă a fost folosit intens, atunci nu mai este de mult preț, nu se mai poate evalua la o valoare foarte înaltă. Așa este și corpul omenesc. Dacă ajungi la o vârstă și viața ta a fost de dedicare, de epuizare, de consum în slujba Domnului, deja la 50 de ani spune Pavel, trupul de afară se trece, dar omul dinăuntru se noiește din zi în zi. Este o așteptare tot mai mare după momentul întâlnirii cu Domnul. Indiferent cum ar fi prin venirea sa, vom vedea în capitolul următor că Pavel spune mi-aș dori să fiu îmbrăcat cu trupul celălalt peste acesta, sau chiar prin moarte, pentru că, spune tot el, pentru noi a muri este un câștig. Aș prefera să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Omul dinăuntru se noiește, chiar dacă trupul exterior are mai mult de suferit, Pavel spune, omul dinăuntru se noiește din zi în zi, în credința aceasta că este foarte aproape momentul în care va vedea pe Domnul, cel pentru care se consumase, pentru care murise în fiecare zi. Și spune Pavel foarte clar, pentru fiecare slujitor, nu doar pentru cei de atunci, dacă noi trăim prin credință, indiferent ce ar veni peste viața noastră, avem această realitate din a doua parte a versetului 16, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Cum? Prin Duhul Domnului, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, Pavel mergea înainte. Mai spun încă o dată, nu contează câți ani ai, ci ceea ce ai făcut cu ei. Dacă-ți-ai trăit viața pentru Domnul sau nu. Și avem o singură ocazie, nu se vor mai întoarce înapoi ani, unii dintre ei am pierdut și ne pare rău ce vom face cu restul, dacă vor mai fi ani. Poate pentru unii nici măcar atât nu va mai fi înainte. Iar dacă vine Domnul, cu atât mai mult ne bucurăm că el vine, însă ce va fi? Evaluat în ziua revenirii sale, în dreptul fiecăruia dintre noi. Este o prospețime pe care o au chiar oamenii în vârstă care i-au surgit lui Dumnezeu. Se vede foarte clar și astăzi. Cei care trăiesc cu Domnul au parte de o noire din zi în zi a omului duhovnicesc. Și în versetul 17 se spune despre întristările noastre ușoare de o clipă. Chiar erau ușoare întristările lui Pavel? Nici de cum. Însă, ele. Compară cu veșnicia și spune, ele sunt ușoare pentru că există o greutate de slavă. Și aici un joc de cuvinte. Cineva a spus că în limba ebraică, cuvântul slavă este înrudit cu cuvântul care înseamnă greutate. Și Pavel spune, între noastre sunt ușoare, sunt uh, firabe sunt light, dar este o greutate a slavei. Și le pune în cântar și spune, noi... Avem întristări ușoare, care durează foarte puțin. Nu că durau doar o clipă, o secundă, dar, în comparație cu veșnicia, cât durează aceste întristări, sunt de o clipă și sunt ușoare. Ceea ce este greu și rămâne în veșnicie este această greutate veșnică de slavă. Și la ea se uita Pavel și spunea: Întristările acestea ușoare de o clipă pentru noi sunt în folosul nostru, pentru că lucrează o greutate veșnică de slavă. De fapt, dragii mei, privită din perspectiva eternității întreaga noastră viață nu e mai mult decât o clipă și întristările sunt mai puțin de o clipă. Ce important este, deci, să nu ratăm această unică oportunitate, în primul rând, de a te întoarce la Domnul și, în al doilea rând, de a-i sluji Lui cu toată dedicarea. Este clar că în fața noastră există o dimensiune a slavei pe care o vom primi. Nu știm să o evaluăm. Aici spune Pavel de greutatea slavei, în ce fel este măsurată slava pe care o vor primi cei care i-au slujit Domnului? Spune tot el că o stea strălucește mai mult decât altă stea. Sunt diferite comparații, însă nu putem folosi lumea materială pentru a descrie realitățile spirituale cu exactitate. Este doar o imagine, o idee care se desprinde din ceea ce înseamnă slava viitoare în care foarte curând vom intra. De aceea merită să trăim pentru Domnul indiferent ce vârstă ai avea și dacă ești la început și ai doar 15, 20, 25 de ani, 30, viața oricum este foarte scurtă, venirea Domnului este foarte aproape, timpul trece repede, este o unică ocazie, o unică oportunitate de a-i sluji lui Dumnezeu, de a trăi pentru El. Cum se poate face așa? Foarte clar, prin credință. Versetul 18, ultimul, din acest capitol, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Sigur, dacă s-ar fi uitat la lucrurile vizibile, ce putea să vadă? Prigoană de făimare, amenințări cu moartea, suferință în trup, faptul că exista o epuizare în trupul său și în ființa lui, pe de altă parte în biserică, biserica pe care el o să dise era contestat, era considerat drept nelegitim ca apostol, ce puteai să vezi? Ce poți să vezi? Dar Pavel spune, nu mă uit la ceea ce se vede. Ne-ar apuca deznădejde, dacă am face așa. Oricine se uită unde nu trebuie, sigur va cădea. V-am mai spus cum e mersul prin credință. E ca mersul pe bicicletă sau ca mersul cu mașina. Ce s-ar întâmpla cu cineva care merge pe bicicletă și se uită doar la pedale? Sigur, ar avea un accident foarte repede. Trebuie să te uiți în față, spre țintă, spre punctul unde te direcționezi. La fel cu mașina e și mai grav dacă te uiți la pedale. Se mai întâmplă cu începătorii să aleagă pedalele, să uite la pedale. Tu trebuie să te uiți în față, trebuie să te uiți la țintă. Noi nu ne uităm la noi înșine, nu ne uităm la ce se vede, ne uităm la slava care va veni, sunt slăbiciuni în trup, da, sunt uh, probleme în exterior, da, sunt uh, lupte în interior, de asemenea. Sunt uh, contestări uh, din partea celor pe care i-ai ajutat să se întoarcă la Domnul, da, sunt lucruri grele, te fac să suferi, da, te fac să mori în fiecare zi, cu adevărat, într-adevăr, așa este, dar ne uităm nu la acestea, ci ne uităm la lucrurile care sunt dincolo de ceea ce se vede, la cele veșnice. Pavel alegea să privească nu la sine însuși, nu la împrejurări, nu la ce se întâmpla, ci la revenirea Domnului pe care o aștepta cu dragoste și dor, așa cum vom vedea în continuare în capitolul 5, acolo unde el vorbește despre a fi îmbrăcat cu trupul de slavă peste trupul acesta trecător, în așa fel încât ce este muritor să fie îmbrăcat de nemurire. Câteva concluzii și aplicații la finalul acestui capitol. Cum putem să trăim pentru Dumnezeu? Unii spun că e o viață așa de simplă și avem un creștinism atât de light, atât de ușuratic. Primește-L pe Isus și pe urmă ești mântuit, odată mântuit, nu mai ai cum să te pierzi. Faci ce vrei, treci cum vrei, te duci la toate plajele din lume, pe croaziere, în localuri de lux, să trăiești o viață plină de fericire și strălucire, ca bogatul din imaginea pe care a dat-o Domnul cu bogatul și Lazar. Și la urmă ajungi și în cer. Până la urmă, de ce să nu primești pe Domnul? Totul în avantajul tău, dragi mei. Nu există formă de a-l urma pe Domnul fără a muri față de tine. Acesta e adevărul. Nu se poate să-l urmezi pe Domnul dacă nu renunți la tine însuți și dacă nu accepti renunțarea aceasta în fiecare zi. Este o moarte. Este singura cale pe care Domnul o pune înaintea creștinilor adevărați, înaintea ucenicilor săi. Este o moarte față de lume, față de ce-ți oferă ea, față de tot bălciul acesta al deșertăciunilor. Revin la călătoria creștinului și el și uh, colegul lui de călătorie au intrat în bălciul deșertăciunilor, reprezenta lumea. Și i s-au pus tot felul de oferte în față, Nu au vrut să cumpere nimic. Până când s-au supărat și au spus, da, deci oamenii ăștia nu vor nimic de la noi. Este o imagine a noastră a creștinilor care trebuie să fie morți față de lume. Noi trebuie să trăim în despărțire totală de tot ce ne oferă lumea. Aceasta e cale, nu e altă. Iar Pavel spune foarte clar: nu-i doar un loc în scriptură, nu-i doar ceea ce a spus Domnul Isus la început, deși era de ajuns, se întărește în epistolele din Noul Testament, de exemplu, în Galateni. Spune Pavel: În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Oare era o experiență doar pentru apostoli? Să fii răstignit față de lume este ceva pe care doar apostolii trebuia să-l primească? Ei, dacă sunt dedicați cu totul, erau dedicați cu totul slujirii și oricine vrea să se dedice, da, sunt oameni speciali, ei pot să trăiască așa, li s-a dat lor un har special, dar noi suntem creștini mai slăbuți, și, prin urmare, mai luăm și din lume, luăm, de fapt, cât putem din ea și trăim cu Domnul și mergem și noi în cer. Cam așa se predică astăzi. Că acesta este un nivel superior la care au acces doar inițiații sau ce? Doar oamenii special aleși pentru așa ceva. Nu, dragi mei, este creștinismul normal. Așa este creștinismul. Să te lauzi cu crucea Domnului, nu doar care îți aduce iertare, dar și care te desparte față de lume. Suntem străini în lumea aceasta. Suntem ciudați. Suntem diferiți. Suntem o rămășiță care nu se potrivește. Ne potrivim cu ea atât cât se potrivea noi cu cei din vremea lui. Atât cât s-a potrivit Enoch cu contemporanii lui, atât cât s-a potrivit Ilie cu preoții lui Bal. Ce potrivire avea el cu ceilalți? Niciuna, nu era nimic, nicio legătură. Crucea ne desparte. Așa este creștinismul, o despărțire față de lume, față de păcat. Nu e altă formă. Sigur că, repet, suntem în epoca creștinismului light, ușuratic. Dar acela nu e biblic, nu există, este o invenție, este o iluzie. Este ceea ce se servește în timpul acesta de apostazie. Unor oameni creduli care se lasă foarte ușor înșelați pentru că așa le place. La fel și în capitolul 2 al aceleași epistole, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Observați imaginea aceasta a morții pentru ca viața Domnului să fie descoperită în noi și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Așa este viața de credință. Moarte față de lume, față de păcat, față de dorințele, de afirmare de sine. Sigur că Dumnezeu nu ne va lăsa neîmpliniți în lumea aceasta, însă împlinirea nu vine din ceea ce îți dă lumea. Împlinirea vine din El. Oamenii pot să ajungă să aibă cariere de succes să aibă o mulțime de bani și pe urmă mor în supra doze de droguri. Și te întreb ce le lipsea? Omenește nimic, dar sufletul e gol, pentru că el nu se împlinește decât cu prezența și lucrarea Domnului în inima unui om. Altfel nu există împlinire. Poți să ai tot în lume, poți să ai faimă, poți să ai succes, poți să fii cu o mulțime de fani pe toate platformele de socializare, să ai o mulțime de bani și pe urmă te mai trezești că pe la 20 ceva de ani, pe la 30, moare omul sub influența drogurilor. De ce? fiindcă era gol pe dinăuntru. Împlinirea adevărată, dragii mei, este așa, prin a trăi cu Domnul și a le lăsa pe toate acestea deoparte. Dumnezeu ne va da atât cât avem nevoie, ne va pune în poziții în societate după interesele sale, noi trebuie să-L urmăm pe El, noi trebuie să fim morți față de lume. Daniel n-a căutat ascensiune la curtea împăratului Babilonului, Dumnezeu l-a pus acolo pentru că el a trăit pentru Domnul și a murit față de tot ce îi oferea curtea aceea regală. Iar Domnul i-a dat un post de răspundere, l-a folosit, însă a fost întâi o moarte, ca pe urmă să fie o ridicare. La fel este și pentru noi, nu că Dumnezeu ne vrea răul, El ne vrea binele, însă binele este aici, în a muri față de lucrurile acestea deșarte, care nu hrănesc, care nu satură și a trăi pentru Domnul, în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit să a dat pe sine însuși pentru mine. Să nu mai spun că Scriptura arată foarte clar că El ne-a cumpărat cu un preț și noi nu facem nimic prin faptul că ne dedicăm, doar recunoaștem o realitate. Suntem robi cumpărați cu un preț, cu prețul sângelui Domnului Sus, așa că noi nu ne mai aparținem nouă înșine, de drept suntem mai Lui. Dacă înțelegem acest adevăr, atunci nu facem decât să împlinim o formalitate, să recunoaștem dreptul Lui asupra vieților noastre și să-i cedăm Lui. În întregime, viața. Așa este viața de credință și Domnul să ne ajute să o înțelegem așa cum a lăsat-o El în scriptură. Nu orice credință, nu orice formă de a-ți practica o religie te duce în cer, ci doar credința adevărată, ceea ce presupune și moarte față de lume, față de păcat, față de dorințele tale egoiste. În al doilea rând, este o cale a suferinței, este o cale a crucii. Viața de credință. Presupune multă suferință. Cine vrea să trăiască în Evlavie, în Hristos, nu are cum să nu fie prigonit. Toți cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Iar Pavel spune, noi nu ne uităm la suferințele acestea, pentru că ele sunt de o clipă, iar în față este veșnicia. Ele sunt ușoare, iar în față e greutatea veșnică a Lui Timotei, ucenicului său, fiului său în credință, îi scrie aceste cuvinte. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Este o alegere a noastră. Dacă răbdăm, foarte curând vom și împărăți. Și ce frumos va fi în împărăția de o de ani și dincolo. Dincolo de ceea ce se vede, dincolo de lumea materială. Iar în vremea aceea, sigur, și Timotei avea de înfruntat prigoană și Pavel îi spune, nu te lăsa deznădăjduit de lanțurile mele, de starea mea, era vorba de a doua epistolă, scrisă înainte chiar de a fi uh, ucis Pavel, de a muri ca martir, și spune, nu-i problemă că răbdăm, dacă răbdăm vom și împărăți. De asemenea, creștinilor din Roma le scria despre valoarea aceasta a slavei, care va veni a greutății veșnice de slavă, ce nu se poate compara cu suferințele de o clipă, de acum. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Și atenție, să renunțăm, să încetăm să ne mai voicărim că suferim. Dragii mei, să fim serioși, nimeni nu suferă cu adevărat, cel puțin prigoană. Sigur, avem diferite grade de defăimare, de, de bază. Eu sunt foarte experimentat în tot ce privește aceste lucruri. Dar, dincolo de asta, noi nu suntem în Iran, nu suntem în Corea de Nord, nu suntem în China. Acolo oamenii, da, sunt persecutați. Acolo e moarte fizică, la propriu. Sunt oamenii căutați să fie uciși în fiecare zi. Pavel spune, și dacă ar fi așa, cum era în Roma, la un moment dat, în vremea lui Nero, chiar așa a fost, chiar și așa eu socotesc, și nu doar el a socotit, nu doar el a calculat așa, ci și creștinii din Roma, că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Și așa au putut ei să fie aprinși ca niște torțe în grădina lui Nero, fără să dea înapoi. Așa au acceptat să fie duși pe Coloseumul din Roma, ca să fie dați la lei. Cum? Pentru că vedeau slava viitoare. Ce suntem noi în comparație cu oamenii aceștia? Nici nu merită să facem această comparație. Noi ne văicărim, ne văităm la orice ni se pare nou că suferim. Deja ca noi n-a suferit nimeni. Ba nu, nici pe departe. Și dacă ar fi să comparăm suferințele noastre cu ale altora, tot am vedea că nu avem motiv, dar să le comparăm cu slava viitoare, spune Pavel, și atunci nu sunt vrednice să fie pus, sunt incomparabile. Nu există comparație și merită să trăim pentru Domnul oricât ne-ar costa. În final este vorba de al treilea lucru, a privi către eternitate. O viață trăită prin credință. Dragii mei, veșnicia este la un pas de noi. Sau noi suntem la un pas de veșnicie. Domnul este gata să vină va intra în împărăția lui nu prin ceea ce face biserica sau unii care cred că aduc acum împărăția pe pământ, ci prin venirea Domnului Iisus, care va declanșa tot șirul evenimentelor finale. Deja noi vedem că semnele premergătoare sunt vizibile astăzi, foarte clar. Este veșnicia peste noi. Suntem aproape de eternitate. Iar mai mult ca oricând, acum ar trebui să privim către ceea ce nu se vede. Către lucrurile care nu se văd. Revin la versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd nici la noi înșine, nici la cei din jur care sunt împietriți. Noi suntem epuizați, nu știu de ce sunt mulți epuizați, că n-au tras la jug atât de greu. În fine, Pavel putea să spună, noi am putea să cădem de oboseală. În cazul nostru, nu cred că se aplică. Au fost oameni care au trăit la alt nivel cu Dumnezeu. Noi suntem cei din urmă care nu avem termen de comparație cu ei. Dar veșnicia e în fața noastră. Nu ne uităm la lucrurile care se văd. Nici la noi înșine, nici la ceea ce se întâmplă. Ne-ar apuca deznădejde în fiecare zi. Am fi niște oameni total deznădejduiți, disperați chiar, și la cele ce nu se văd. La lucrurile care vin. Cele ce se văd sunt trecătoare. Chiar și suferința, și prigoana, și baciocura, într-o zi se vor sfârși, s-au sfârșit și pentru Pavel. Și vine ziua prezentării înaintea Domnului. Lucrurile care nu se văd, cele veșnice. Ce frumos a fost atunci, ce clar s-a văzut distinția. Vă închipuiți ce a primit Pavel? Chiar la un moment dat Domnul în îndurarea lui i-a dat perdea puțin la o parte și a arătat, uite ce este în cer. A fost răpit și vorbește Pavel despre asta, tot aici vom citi, cum i s-a arătat veșnicia. Și știa el ce spunea când afirma aceste cuvinte, suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse lângă slava viitoare. Am văzut eu slava și vă spun că nu-i Comparabilă cu nimic, umblăm prin credință, nu prin vedere. Așa spune și în uh, capitolul următor, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Vom reveni la această latură a vieții noastre. N-ar trebui să ne fixăm la ceea ce se vede. Mersul uh, nostru în lumea aceasta are o singură formă și anume prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Dacă nu avem credință în continuare în uh, harul Domnului, în ceea ce ne stă înainte, atunci nu vom putea face față la viața de acum. La fel și în alte locuri din epistole, de exemplu Coloseni, capitolul 3, spune Pavel, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. La lucrurile care nu se văd. Nu vă mai uitați la cele trecătoare, nu la cele de pe pământ. Zile nu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândiți-vă la ceea ce ne-a pregătit Domnul. Gândiți-vă la viața adevărată în care vom intra și care nu se termină, nu la clipa aceasta trecătoare care se numește viață pe pământ. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Și ar trebui să ne întrebăm, facem și noi așa? Ne gândim la lucrurile de sus? Cât ne gândim? Trăim prin credință sau prin vedere? Dacă suntem prin vedere, tot timpul ne vom văita unii altora. Îi încărcăm și pe frați cu cât de mult suferim noi, cât de mult ne doare pe noi, bați jocul altora sau împietrirea lor. Sigur, putem să le spunem să se roage, dar atenție mare, pentru că este o latură a credinței foarte importantă în viața noastră. Și dacă e să ne uităm mai departe în textul din Coloseni, spune Pavel că ar trebui să privim la marea făgăduință a revenirii Domnului, care pentru noi, dragii mei, este mult mai aproape decât a fost pentru ei atunci, căci voi ați murit și observați încă o dată imaginea morții. Voi ați murit! De câte ori li se spune? primilor creștini că ei sunt morți și că trebuie să fie așa în continuare. Și viața voastră, nu mai e aici pe pământ, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aceea e viața spre care ne îndreptăm. Acolo e viața mea. Este cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slabă. Pentru asta trăim. Pentru asta ne trudim, pentru asta merită să suferim, pentru asta mergem înainte în ciuda tuturor adversităților, opoziției, bazjocurii, pentru asta mergem pe calea lui Dumnezeu și slujim lui Dumnezeu. Pavel așa a trăit, primii creștini așa au trăit, nu doar slujitorii, ci și creștinii obișnuiți, să spunem așa, ei sub nicio formă n-au fost obișnuiți, au fost total extraordinari, oameni care și-au dat viața pentru Domnul în toți acești 300 de ani de la începutul Epocii creștine. Acesta este standardul, aceasta este viața de credință. Mai spun încă o dată: Cuvântul lui Dumnezeu este viu și pentru noi să nu trecem cu ușurătate peste lucrurile acestea, să ne analizăm dacă suntem oameni care trăim prin credință, dacă acceptăm ideea aceasta a morții sau pentru noi suferința este ceva neașteptat. Am vrea să avem o viață fără suferință, fără niciun fel de preț de plătit să o ducem bine cât se poate aici pe pământ și pe urmă și în ceruri și Domnul să fie doar așa cineva care să ne ajute la toate lucrurile și pe urmă să ne ducă și în slavă. Sigur că El ne ajută, sigur că El ne binecuvintează, dar este și un preț, întotdeauna va fi. Iar noi să înțelegem aceste lucruri, viața noastră nu e aici, nu pentru lumea asta trăim, față de ea trebuie să fim morți, trebuie să murim în fiecare zi, viața noastră se va arăta curând la revenirea Domnului Isus. Atunci se va vedea cine ce a fost, cine pentru ce a slujit și fiecare își va primi răsplata de la Domnul. El să ne ajute să ne continuăm cu bine alergarea și să o sfârșim cu bine, fiindcă finalul este foarte aproape atunci când Domnul va reveni curând. Amin.